E delicioasă! Îmi place înghețata! Oh, ce vânt rece! Oh, o gustare delicioasă! Și pare proaspătă! Dar nu vreau mult, sunt la dietă! Pe cine încerc să păcălesc? Dacă încep, nu mă mai pot opri! Înghețata mea! E numai vina ta! Ce reacție atipică! De obicei, victimele mele leșină! Hai, fetiță, uite ce am aici! Nu! Nu vreau! De unde a apărut morcovul ăsta? E sănătos, scumpa mea! Urăsc legumele! Hai, ia ochii! Opriți-vă! Amândouă variantele sunt grețoase! M-am săturat! Există o singură soluție! Care? Cum a făcut asta? E vrăjitoare! E timpul pentru o provocare culinară! Acum ești sub controlul meu! O să-ți îndeplinesc ordinele, stăpână! Sunt la dispoziția ta! Hei! Hipnoza e interzisă! Nu mă distrez niciodată! Te avertizez! Asta e prima provocare! Vreau să faceți un desert delicios! Ce? Ce s-a întâmplat? Ce vampir obraznic! Vreau ceva de băut! Am nevoie de ingrediente! Sunt mereu pregătită! O să încep cu fursecurile astea! Le păstrasem pentru Betty! O să le pun pe farfuria asta! Apoi o să le mărunțesc! Să le zdrobim! Aia! Lua-ți de aici! Cântă cineva rock? Eram sigură că am auzit! Sigur asta am... Nu, nu cred! Mi se pare... La atac! Ce bine a fost! Am nevoie de o lingură! O să pun firimiturile în paharul ăsta! Apoi o să adaug un strat de căpșuni și un pic de frișcă deasupra! O să alternez straturile! Wow, ce bine arată! Aș mânca așa ceva! O să adaug căpșuni și frișcă! Fix așa vorbești! Arată delicios! Oh, mersi, scumpo! Îți place chestia aia? Ești ușor de impresionat! Sigur fac ceva mai bun! Am niște chifle cu scorțișoară! O să le desfac și o să le pun într-o tavă de copt! Vreau să le întind pe toate suprafața! Fix așa! Trebuie să acopăr toată tava! Apoi am nevoie de un sirop de căpșuni! O să-l torn peste chifle! Siropul ăsta mi-aduce aminte de ceva! Și mi se face foame! O să înmoi bine aluatul! E foarte simplu, dar e delicios! Wow, arată super! Lipicios și dulce! Mi-am terminat treaba! Ai spus ceva? Vai de mine! Glumești! Hei, trezirea! Ce m-am speriat! Ia-o de aici! N-o să fie deloc greu de jurizat! Ia să vedem ce-ați făcut! Măcar ai încercat! Bunicuță, știi că-mi place cum gătești? M-am hotărât! Bunicuța câștigă! Eu? Vai, Betty, mulțumesc! Nimic nu se compară cu o cană de ceai fierbinte! Au, e prea fierbinte! O să folosesc un pai! Stai, e timpul pentru runda următoare! Vreau să faceți tăiței! Unul dintre felurile mele preferate! Ok, mă descurc! Stai puțin! Ceaiul ăsta are un gust ciudat! Dă-l încoace! E fix ce-mi trebuie și pot folosi jeleurile astea? Cred că o să funcționeze! Ia să vedem! Mai întâi o să topesc jeleurile! N-a durat mult! Am pus paie într-un pahar! O să torn jeleurile topite deasupra! Vreau să umplu paiele cu lichidul! Apoi o să aștept să se întărească! Au stat suficient! O să pun paiele pe o farfurie și o să scot jeleul din ele! Ce bine e! E super relaxant! Și vampirii au nevoie de o pauză! Am făcut jeleuri în formă de râme! Fursecurile astea sunt perfecte! Wow! Fix cum făcea mama! Doar că ale ei erau mai vii! Dar îmi place cum arată! Mi se face poftă doar privindu-le! Poate să gust una? Hop! Ce grețos! Stai așa, am o idee! Am mereu un pachet de tăiței la mine! Pentru urgențe, nu știi niciodată când ai nevoie de ei! O să-i pun într-un bol! Mai am nevoie de ceva? Aici erai! Mi-a fost dor de tine! Am nevoie de un nou! Dă-i drumul! Ai nevoie de încurajare? Hai că poți! Nu te lăsa pe gubașă!
Ce ciudat sunt oamenii! Ai reușit! Pa, pa! E perfect! O să-l adaug în bol! Acum am nevoie de apă fierbinte. Trebuie să gătesc astea. Bine că am un ibric cu apă fierbinte. O să le acoper complet. Nimănui nu-i plac ouăle crude. Sau tăiței tari. Mai am puțină. Îmi ajunge de un ceai. O să-l beau cât timp aștept. Oh, ce aromat e! Cred că sunt gata. Cum ți se pare? Nu e genul meu de mâncare. E rândul tău. Ce farfurie preferi? Ați terminat deja? Mă așteptam la ceva mai mult, bunicuță. Ăla e pământ? Wow, ce exotic! Nu e greu deloc, vampirul câștigă! Eram sigură. Cred că am vine să vomit. Și ce șampon folosești? Nu mă atinge. Ce păr moale ai! Ce desen reușit am făcut! Următoarea provocare este un burger mare și frumos! Sigur că da! Se face! Trebuie să-mi verific cartea de bucate! Știu că am o rețetă pe aici, pe undeva! Nu, nimic! Ce somn mi s-a făcut! Cum a adormit așa ușor și fără un sicriu? Cum să procedez? Nu e ușor deloc! Stai, colții mei! De ce nu m-am gândit mai devreme la asta? O să așez brânza pe tocător, apoi o să tai triunghiuri mici. Nu trebuie să-mi tremure mâna. Vreau să fie egale. Arată perfect, sau mai bine spus, colțul roz. Acum pot asambla burgerul. Wow, arată super! Ăsta-i genul meu de burger. Mai are nevoie de ceva? Oh, da, așa! Stai, era să uit. Unde ai fost? Îmi pare rău, urăsc să fac asta, dar... Bau! Funcționează de fiecare dată. O să pun ochii pe scobitori. Și o să le înfig în chiflă. E un burger monstruos și e simpatic foc. Ar fi păcat să-l mănânc. Hai, fetițo, am terminat. Wow, ce tare! Îmi place! Unde sunt? Ah, burgerul! O să am nevoie de ajutor. Sushi? Nu cred. Hai odată. Asta căutam. Ce deșteaptă sunt. Livrare expres. Rămâne secretul nostru. N-o să știe nimeni. Știi că am văzut ce ai făcut, nu? Habar n-am despre ce vorbești. Mai de seamă ce-i, bunicuțo. Vampirul înfricoșător câștigă. Fix cum credeam. Hai, gustă una. Nu vreau. Nu știi ce pierzi. Poate vrei un păianjen uriaș? Oh, ce drăguț din partea ta! Hei, provocarea nu s-a terminat! Fiți atente! Trebuie să faceți un sandwich! Start! Și păianjenul meu? Oh, am un plan! Să nu mă dezamăgești, păianjenule, sau te mănânc! Vorbesc serios! Ah, s-a și întors! Ai reușit! Mersi mult! Mă bucur că nu te-am mâncat! Încă s-ar putea să mă răzgândesc! Hei! Ai trișat! Și? Ce o să faci apropo de asta? Lasă-mă! Am de făcut un sandwich! O să încep cu brânza, apoi niște carne delicioasă! În sfârșit ceva normal! S-o crezi tu? Hai să adăugăm ceva picant! Nu! Un ardei iute? O să fie super picant! Nu, nu, nu! Nimeni nu mă poate opri. Acum o să-l tai. O să-i dau formă de sicriu. Apoi o să adaug ultimele detalii. Voila! Arată bine, nu-i așa? Ia-le de aici! De ce ai face așa ceva? Uite cum se face un sandwich. Nu e așa greu. O să-l acoper bine de tot cu unt. Niciodată nu poți folosi prea mult unt. Apoi o să adaug brânză. Și gata! Simplu, dar gustos! Stai puțin, am chef de ceva nou. Vreau mai multă brânză. Mi-am pierdut controlul. Ăsta da sandwich. Nu, n-ar trebui. Nu, mai vreau. Mai vreau. Nu-mi vine să cred că fac asta. Oare ce o să zică fetele din clubul de croșetat? Am făcut un sandwich turn plin de brânză. O să-l bag la cuptor. Ce moale și delicios e. Sigur o să-i placă lui Betty. E o operă de artă.
O să-l tai în două. Și acum, marea dezvăluire! Oh, da! Așa mai vii de acasă! Asta-i tot? Asta-i ideea ta impresionantă? Nu fi nepoliticoasă! E mai bun ca sandwich-ul tău! O să aflăm imediat! Ce de brânză! Da, nu mănânc așa ceva! Ce-a fost în capul tău? Ce avem aici? Mai bine nu întrebam! Ăla e sos picant? Auleu! Am nevoie de un extintor! Deci câștigătoarea nu e niciuna dintre voi! Poftim! Nu mai contează! Hai, noroc! Rămânem prietene! Ridică cutia, scumpa mea! Iau eu ăsta! Dar... asta e, dacă pierzi timpul! Hai să începem! Ce mă fac? Mai am nevoie de câte ceva! Din fericire, sunt mereu pregătită! Ah, sigur, o să am nevoie de zahăr! Ce mai am pe aici? Scorțișoara e mereu o alegere bună! Și, evident, cel mai important lucru! Ceva pe care să gătesc clătitele! Nu plec niciodată de acasă fără ea! Poftim? O ai mereu cu tine? Și încă n-ai văzut nimic! O să torn aluatul de clătite în sticla asta! Apoi o să adaug zahărul și o linguriță de scorțișoară! Trebuie să pun capacul și să agit totul bine! Ok, o să dau rapid un telefon! Oh, mă sună Lexi! Bună! Am nevoie de ajutor! Trebuie să-mi vin pe bunica! Sună serios! Ok! Ești mai tare! Și acum aștept! Hai să încercăm ceva diferit! O să fac o spirală din aluatul dulce de clătite! Apoi o să umplu golurile cu aluatul simplu! Acum o să aștept să se coacă! Cred că trebuie întoarsă! Cred că e gata! Acum o să adaug niște fructe! Am niște căpșuni delicioase! Ce bine arată! Abia aștept să o gust! De ce durează așa mult? A comandat cineva clătite? Mulțumesc! Ești extraordinară! Știu! Gata, pleacă de aici! Succes! Arată cam plictisitor! Știu! O să caut prin geanta bunicii! Sigur are ceva util în ea! Asta-i tot? Asta e, decât nimic! O să învârt farfuria și o să tai clădita! Așa pot crea ușor o spirală, pe care o pot rula! Începe să capete formă! Parcă ar fi un trandafir drăguț! O să procedez la fel cu toate clăditele! Acum nu mai sunt plictisitoare! Pot să iau bolul ăsta cu fructe? Bine, ia-l! O să-mi decorez clătitele cu fructe de pădure! Apoi o să adaug puțin zahăr pudră! Arată bine, nu? Hai să le postăm online! Oare cine va avea cele mai multe like-uri? Unghiul de fotografiere e cel mai important! Uite, am mai multe like-uri! Deci am câștigat! Iuhu! Hai! Ce se întâmplă? Serios? Ce pot să zic? Am mulți fani! Bravo, bunico! Bravo, bunico! Merită un solo! Vezi asta, nu? Oh, suntem teleportate! Ce? Ce s-a întâmplat? Super! Am ajuns întregi! Bună! Aia e o extraterestră? Hai să ne distrăm! Ok, ok, la ce te-ai gândit? Oh, ce face cealaltă pământeană? Nimic! Trebuie să verific! Stai puțin! Ce se întâmplă? Oh, m-ai prins! Sunt dezamăgită! Ridică-te! Hei! Scuze, n-am putut să mă abțin! Iau eu asta! Cum? Cum ai făcut chestia aia? Ce e asta? E înghețată! O mănânci! Ne, nu e de mine! Stai puțin, am o idee! Am un castron mare cu înghețată chiar aici! Stai să-ți dau puțină! O să pun în cornetul ăsta cu zahăr! Ce zici? Oh, mai vreau! Încă! Wow! Ok, pot să fac asta! Chiar arată bine! Mâncarea de pe pământ pare delicioasă! O altă cupă! O vreau! Nu încă! Îi lipsesc bombonelele! Ce zici? Nu! Nu cred că s-a întâmplat așa ceva! De ce ai face așa ceva? Ce dezamăgire! E ok, pot să rezolv problema! Merg!
mereu am o rezervă de ciocolată pentru urgențe. Mai întâi o topesc uscătorul ăsta de păr. E ca și cum mi-aș usca părul. După ce s-a topit, tai colțul ambalajului. Apoi o torn într-un pahar de plastic. E doar o băltoacă dulce și gustoasă acum. O să las ciocolata să se întărească. Hei, ai vaci în spațiu? Alea care fac muuu? Sigur, stai puțin, revin imediat. Oh, n-am mai mult o vacă până acum. E relaxant. Devine ciudată treaba. Hei, am adus laptele. O să-l torn în paharul cu ciocolată. Îl umplu până sus. Apoi bag un bețișor de înghețată înăuntru. Uite așa. Acum trebuie să congelez conținutul. Am frigiderul ăsta micuț de extraterestri. Au o tehnologie atât de avansată. Intră acolo! Vreau să te uiți la ceas. 1, 2, 3. Gata! Hai! Să vedem. Oh, arată bine. O să scot din pahar. Wow, arată bine. Unde sunt steluțele? Bombonelele? Ah, păi, mă ocup eu. Mă bucur să fii de ajutor. Wow, arată și mai bine acum. Poftim. Pune-o pe o farfurie, bunico. Sper să-ți placă. E o rețetă veche de familie. Pune capacul la loc, Ashley. Apoi fă chestia ta cu teleportarea. Trebuie să învăț trucul ăsta. Mă intrigă. Trebuie să fac câteva teste. E bine să fii precaut. Posibil amenințare detectată. Nu, mănânc-o. Serios? Ok. E bună. Mama nu-mi face niciodată așa ceva. Trebuie să notez asta în raportul meu. Mâncare rece de pe pământ. Excelentă, o recomand. Am reușit! Cât mai durează? E aproape ora de somn. Hei, cum poate să adorm așa? Ah, acum și începe jocul. În fine, e timpul pentru prima rundă. Unde sunt? Ah, am avut cel mai tare vis. Croșetam. Ce s-a întâmplat? Ce-i așa amuzant? Gata, îți arăt eu ție. Trebuie să-mi iau câteva lucruri mai întâi. Ce faci, bunico? O să afli acuși. Ai răbdare. Oare unde-o fi? Ah, făina mea! O să am nevoie de ea. Ai așa ceva la tine? Nu știi niciodată când trebuie să pregătești un tort. Mai am nevoie de un singur lucru. Haide! Gata! Au, bunico, m-a durut! Scuze, a fost un accident. E timpul să prindem focul. Oh, arată bine. Ah, aproape că uitasem. Putem să o punem chiar aici. Ce? Ce s-a întâmplat? Wow! N-am terminat. O să înfig inelul ăsta în tort. Așa o să formăm o barieră. Acum pot să torn deasupra sirop de ciocolată. Aș putea să-l mănânc pe tot. Ciocolata e preferata mea. Cred că ajunge. Apoi am nevoie de bombonele. Niciun tort nu e gata fără ele. Se pot pune peste siropul de ciocolată. Și acum partea distractivă. O să ridic inelul. Zici că e o avalanșă dulce. Și acum ea poartă o rochie. M-a dat pe spate! Ce se întâmplă? Nu e rău pentru o bătrânică, nu? Cum o să concurez cu așa ceva? Trebuie să fac ceva. Mă bucur că mama mi-a pregătit prânzul. Pot să folosesc roșia asta. Ia uitați, mâinile astea sunt periculoase. Unde mi-e seringa? Ce? Stai departe! Calmează-te, bunicuțo. Ia uite, o să-i tai vârful. M-ai derutat. Dar sunt cu ochii pe tine. Liniștește-te, nu vreau să am probleme. O să apăs seringa în pâine. Apoi în celelalte ingrediente. Uite așa. Decupează niște cercuri perfecte. Acum o să înfig o scobitoare. Vreau să treacă prin toate straturile. Apoi o să apăs pistonul ca să le scot. Arată apetisant! Chiar că? Păi, sunt ok dacă-ți plac sandvișurile mititele. Ce părere ai? Ăsta e momentul meu preferat. O să încep cu tortul. Abia aștept. E atât de aerat și pufos. E extraordinar. Mulțumesc, dragul meu. Dar preparatul meu? Interesant, e un gust senzațional. Tu câștigi. Ai auzit? Ura! Haide, Liam! O să ridic eu? Sigur că da. Wow, ia uite. Nu sunt impresionată deloc. Eu da. Dă-te la o parte, ce avem aici? Sper că e ceva interesant.
Ah, e un cartof! Trebuia să mă aștept la asta! E unul vechi, dar o să avem nevoie de mai mulți cartofi! Evident! Nu se mai termină! Mai avem? Ok, cred că ăștia-s toți! N-am făcut niciodată cartofi prăjiți! E cam crocant! Nu pare a fi nepoata mea! Cartofii nu se folosesc în stare crudă! Am nevoie de o găleată mare! O să pun în ea toți cartofii! Ce faci acolo? Fii atentă la mine! Trebuie să-i spălăm! Cu o perie de toaletă? E eficientă! E hipnotizant în mod ciudat! Trebuie frecați bine! Încă puțin! Așa! I-am decojit complet! Acum trebuie scoși din apă! Frumos, nu? Nu mai am nevoie de peria asta! Acum, fii atentă! Am tăiat cartoful în bucăți mici! Acum o să-l acopăr cu făină! Hai să-l prăjim! Nu! Vreau să folosesc eu oala! Ia mâna de pe ea! Oprește-te! Sau te părăsc la mama! N-ai face așa ceva! Trebuie să ai grijă în etapa asta! O să-l las să se prăjească până devine auriu! Fix așa! Pare crocant! Acum am nevoie de niște sos! O să-l adaug peste cartof! Ca să nu fie simpli! Îmi împrumut și mie peria ta de toaletă? Te rog! Te rog frumos! Nu! Dar am altceva pentru tine! Unde e? Poftim, scumpa mea! Ce-ar trebui să fac cu ăsta? E o jucărie cumva? Sigur o să-mi dau seama! O să pun cartoful aici! Apoi o să apăs acest gadget deasupra! Hei! Taie cartoful! Pot face cartof wedges cu el! Sunt mulțumită de cum arată! Chiar vrei să pierzi iar? Hai să terminăm odată! Și am postat-o! Acum hai să mâncăm! Ce bine arată cartofii tăi! E delicios, bunica! Nu e rău! Nu e rău deloc! Cine a primit mai multe like-uri? Ca să vezi! Iar am câștigat! E mult prea ușor! Nu mai contează! Măcar mănânc gratis! Ah, scuze! Suntem gata pentru a doua rundă! Așa se pare! Ce să fac de data asta? Ah, știu! Trebuie să dau un telefon rapid! Alo? Am nevoie de ajutorul tău! Așa, deci, stai! Eu îl sun doar pe Liam! Grozav, apreciez! Pa! Wow, ce rapid! Să vedem ce-am primit! Ouă? Ok! E timpul să le prăjim pe șmecherele astea! Eh, o să fie ușor crocante! Ce urmează? O să adaug un strop de ulei! O să le facă să sfârâie! Trebuie să pornesc plita! Miros bine! Sunt un maestru în bucătărie! Hei, ușurel! Încetați! Ești bine? Totul e sub control! Știu ce fac! Da, așa se pare! Cred că trebuie să mă apuc! Poate o să înveți și tu ceva! E destul ulei? Ah, știu! Mi-ar prinde bine un pic de hidratare! Trebuie să fiu rapidă! Nu vreau să fie încins! Ce faci, bunico? E rutina mea zilnică de înfrumusețare și miros a cartofi prăjiți! E timpul să gătesc! O să sparg oul în tigaie! Apoi îmi trebuie un pahar! O să-l pun deasupra gălbenușului! Acum bat albușul! Vreau să fie pufos! Uite așa! E aproape gata? Ajunge! Acum o să aștept să se gătească gălbenușul. Dacă pun un capac peste tigaie, o să se facă aburi. Și albușul o să se umfle. Arată bine! Un deliciu! Pot să-l pun pe farfurie. Wow, se pricepe! Poate că gustul preparatului meu e mai reușit ca aspectul. Pe cine păcălesc? Mă bucur că nu mănânc așa ceva! Dați-mi-le! Două abordări diferite pentru gătitul ouălor! Chiar trebuie să mănânc chestia asta? Adică, uite cum arată! Mi-am dat silința! Așa, da! E fabulos! Tu câștigi! N-aveam niciun dubiu! Da, pare corect! Vreau să văd ce-i sub cutie! Ah, ceva diferit! Nu poți da greș când gătești ceva cu ouă! Și am mai primit câte ceva! Și o să le folosesc pe toate! Domnișoară, dă-le înapoi! Hei, oprește-te! Nu! Sper că ți-ai învățat lecția! Măcar am rămas cu ouăle! Dă-le încoace! Nu, sunt al
ouăle. Ah, așa deci. Ok, o să te țin minte. Fac singură rost de ouă. Poftim? Bunica! Așa, e drăguț, nu-i așa? A, drăguț? E un cocoș? Da, e un cocoș. Și în curând o să-mi facă niște ouă. Trebuie doar să avem răbdare. Știi că nu așa funcționează, nu? Nu fi timid. Arată-i mamei natură că știi mai bine ca ea. Încă puțin. Nu mă face de rușine. Cineva trebuie să-i spună ce și cum. Asta e. O să încep să gătesc. Mai întâi o să sparg un ou. Apoi am nevoie de puțin albuș. E suficient. O să-l pun în tigaie. O să mai adaug câteva. După ce se coc, o să pun deasupra un mic gălbenuș. Par gata! Ouă ochiuri minuscule! Sunt simpatice, nu-i așa? Asta-i tot? Vreau să mă uit mai bine! Le-ai gătit pentru un șoarece? Glumești, nu? Sunt prea mici! Dar au un gust extraordinar! Măcar eu am ouă! Se emoționează în fața publicului! Poate ăsta o să-l ajute! Hai, mănâncă-l! Dacă nu-mi faci un ou, o să mă supăr! Cu ce greșesc? În afara faptului că vrei ca un cocoș să se ouă? Poate ai nevoie de muzică de atmosferă? Oh, ce pretențios ești! Nu merge? Lasă-te pe gubașă, bunico! Știu cum să te conving! Poate acum vorbim aceeași limbă! Fă un ou și ăștia sunt ai tăi! Banii rezolvă orice! Mulțumesc! E un miracol științific! Ți-am spus! Hai să gătim! Fix de asta am nevoie! O să sparg oul în sticlă! Cu grijă! Nu vreau bucăți de coajă! Apoi o să adaug roșia! Și o să înșurubesc capacul! Arată ce poți, bunico! O, da! Acum o să adaug conținutul pe o plită fierbinte! Ce culoare frumoasă! Acum urmează partea distractivă! Vreau să sparg un ou în mijloc! O să-l întind bine înainte să se întărească! O să-l întind peste plita fierbinte! Apoi o să adaug deasupra ceapă și ardei gras, tăiate mărunt! O să împăturesc marginea ca să obțin un pachetel delicios! Acum o să aștept să se coacă! E diferit, dar e delicios! Ok, ia-ți telefonul! Trebuie să vedem cine a câștigat! Ok, dar e clar că eu câștig! M-am obișnuit să câștig! Nu se poate! E egalitate! Am câștigat amândouă! Nu se poate! Nu e corect! Oprește-te! Ia de aici, băbuțo! Oprește-te! Gata, ești pedepsită! Ce urmează? Știu, e a treia rundă! Ce spectacol face! Ce lumină puternică! Serios! Ce aia? Wow, ia uite ce curcubeu frumos! Wow, e magic! Ador curcubeiele! Hei, la ce te holbezi? La curcubeu! Wow, mi-a venit o idee! Am nevoie de bolul ăsta cu amestec pentru clătite! Și mai trebuie câteva chestii! Sticluțele astea de colorant alimentar! O să iasă grozav! O să pun colorantul în amestecul pentru clătite! Nu-mi trebuie mult! Cred că ajung! Acum o să amestec totul! Vreau un verde intens! Așa! Pot să torn o lingură pe plita încinsă! Așa o să am cantitatea perfectă! Am făcut la fel cu celelalte culori! O să las spațiul între ele! Acum aștept să apară bulele de aer! Asta înseamnă că sunt gătite! Par gata! E timpul să le întorc! Miros grozav! Un teanc de clătite curcubeu delicioase! Ce aromă delicată! Bravo! Arată excelent! A ce miroase? Stai! Provocarea! Să vezi când o să le guști! Alea sunt nimic! Stai să vezi ce fac eu! Am un bol cu făină și multe ouă! Sper să meargă! Încă am emoții în preajma ouălor! Nu mai există cale de întoarcere! O să sparg ouăle în făină! Măcar nu mai sunt coși de data asta! Acum trebuie să le amestec! Credeam că o să fie mult mai ușor! Dar e relaxant! Nu plănuisem asta! O să o dezlipesc! Arată interesant! Acum o să o pun în tigaie! Vreau să fie aurie! O să o scot de acolo! Nu vreau să o ard! Sunt mulțumit de ce mi-a ieșit!
E un geniu culinar! E ceva ce nu poate face? Mă adoră! Ura! Adică, mersi! Bravo, dar nu tu decizi cine câștigă! Wow, două preparate comestibile! O să gust clătitele mai întâi! Mmm, super! Mulțumesc, dragul meu! Asta e la îndemână! V-ați prins? Wow, mai vreau! E delicioasă! Tu câștigi? Da, știam eu! Glumești! Haide, Liam! E timpul pentru următorul experiment, adică provocare. A, da, vreau să faceți mâncarea pe care o numiți sandwich. Nici o problemă, extraterestră adorabilă! Am nevoie de câteva lucruri. Bunica e mereu pregătită. Stai un pic să aranjez totul. Ai o grămadă de prostii acolo, bunico? Wow! Stai, îmi dai mie ăla? Fierul meu de călcat? Da, am nevoie de el. E perfect pentru sandwichul meu. O să-l prăjească frumos. Mmm, miroase bine. Ce idee isteață! Ah, știu, îmi trebuie multă pâine pentru asta. Și fierul de călcat. Hei, n-am terminat. Ce faci? O să afli acuși. O să trec fierul de călcat peste pâine, carbonizând-o ușor. Totuși nu vreau să o ard. E un unicorn. Mama mi-a dat un unicorn drept animal de companie când era mai mică. Poftim? Nu cred, e fabulos. Ashley, uite! Sunt cam ocupată. Nu știi ce pierzi. Pot să-l călăresc mai târziu? Mi-a mai venit o idee. Am nevoie de niște glazură colorată. O să o torn pe sandwich-ul meu. Nu depășesc conturul. O să umplu diferite zone cu diferite culori. Arată atât de vesel și vioi. Asta e ultima parte. Cum e? Meh, e ok. Ia uite, o să folosesc sirop de ciocolată. O să-l torn pe pâine. Apoi o să pun bezele. Le așez aici. Să nu-i de salată? Ba da, uite. Ok, nu ești fană legume? Ce zici de geleul ăsta spațial? E super elastic, e mai bun? O să-l pun peste bezele. Vreau să mănânc pe asta. Dar trebuie să mă abțin. Hai să mai adăugăm niște straturi. Apoi să mai turnăm niște sirop de ciocolată. Nu e cel mai sănătos sandwich, dar e atât de gustos. Mă îngraș doar când îl privesc. Așa da. Ați finalizat acest experiment. Bravo, Ashley. Bravo, draga mea. Tot nu mănânc așa ceva. Faceți-mi o acadea. Imediat. Îmi trebuie bomboanele mele din buzunar. Bleac, sunt cam strivite. Nu pot să le mai folosesc. N-am timp de pierdut. O să torn apă în oala asta. O să-mi petrec timpul aranjându-mi bomboanele. Stai puțin, știu ce să fac. O să formez o minge. Oh, te simți bine, draga mea? E impresionantă, nu? Acum o să tai felii. Cred că o să fii surprinsă. Wow, uite-te la ea, e grozavă. Acum o să fig un băț de acadea în ea. Și e gata. Bunică, ia uite. Oh, ce frumoasă e. Habar n-aveam că e așa ușor să controlez mintea. Bunico, revino-ți. Trebuie să mă apuc de gătit. Trebuie să fac o acadea. Am nevoie de zahăr. Trebuie să fie colorată. O să pun colorant alimentar, doar câteva picături. Acum o să amestec, e atât de hipnotizant. Acum se toarnă în forme, nu prea multă. Aștept să se întărească. Știi că ai pus sare, nu? Hei, asta e acadeaua ta. Te-o trimit acum, știu că o să o adori. Wow, super! Dar trebuie să o gust. Plea, e oribilă. Glumești? Ce? Cred că am leșinat. Acadelele mele sunt gata. O să fie tare faza. Le-am făcut în formă de steluțe pentru că suntem în spațiu. Mi s-a părut o idee drăguță. Sper să-ți placă. N-ai nicio șansă. Îmi place tematica spațială. E ca și cum m-aș uita pe geam. Stai! De ce e plin zahărul? Nu! Am pus sare! Știai asta? Nu, ce păcat! Să vedem ce se întâmplă.
Sunt delicioase! Mai vreau! Stai! Vorbești serios? Poți să-mi dai rețeta? Ați trecut experimentul! Nu-mi vine să cred! Studiul meu despre mâncarea de pe pământ s-a încheiat. Cred că raportul meu e complet. A fost interesant! Și acum ce facem? N-aș mai putea să mănânc nimic. Puteți să plecați acasă. Poftim? Ne-am întors pe pământ! Pa! Sună-mă! Hiu! Mă bucur că au plecat! Poți ridica cutia! Îmi place momentul ăsta! Și eu o să iau astea! Iar? Măcar am luat și eu un mango! Uite ce pot să fac! Ups! Unde a căzut? Ce amuzant! Nu mai râde, Lexi! Ce putem face cu ele? E greu! Stai puțin! Cred că am o idee! Adică știu exact ce pot face! Pot să bag ăsta în mango! E o acadea de mango! Ar trebui decoșit, totuși! Așa mai vii de acasă! E cam simplu! Are nevoie de o transformare! Ia să vedem! Wow! Sunt șocată că a funcționat! Și acum lipsește ceva! Ce e? O floare! Ai văzut care e tema, nu? Facem înghețată! Știu! O să îngheț cu spray-ul ăsta! Ca să înghețe rapid! Ce ușor a fost! Ok, e ce trebuie, oarecum! Eu o să-mi tai fructul în două, apoi o să-l decojesc! Trebuie să-mi găsesc pieptenele de păr! O să-l bag în mango și o să-l feliez! Așa o să obțin felii egale! Dar n-am terminat! Mă bucur că am păstrat-o! Stai puțin! Ce faci acolo? O să bag feliile de mango în cornet! O să fac mai multe straturi, până seamănă cu un trandafir! Wow! Se pricepe la gătit! Ai dreptate! Îmi place mai mult floarea mea! Hai să facem o poză! Sper să câștig runda asta! Ce de like-uri! Bunica e iar câștigătoare! Sigur e făcătură! O să-mi fac un selfie, ca să sărbătoresc! Ok, să mai facem asta încă o dată! E a patra rundă! Ok, începe să crească presiunea! Devine dificilă treaba, dar mă descurc eu! L-am lăsat pe aici, pe undeva! Aici era! Un coș plin cu fructe proaspete! Ce să folosesc? N-ai cum să dai greș cu un kiwi! O să-l lustruiesc puțin! Respirația mea! Am uitat să mă spăl pe dinți de dimineață! Ok, să trecem la treabă! O să decojesc kiwi-ul! Apoi o să-l tai felii! Acum o să pun felia pe o frigăruie de lemn! O să o înfic prin mijloc! Acum trec la următoarea parte! Am pus cuburi de zahăr într-o tigaie! Las zahărul să se topească! Acum pot să înmoi kiwi-ul în el! Apoi îl întorc și fac la fel pe partea cealaltă! Acum aștept să se întărească! Un fruct glasat delicios! Mă bucur că-mi plac dulciurile! Nu e la fel de dulce ca tine! Ai dat lovitura! Mulțumesc, băieți! Ce treabă, isteață? Stai, am o idee, dar am nevoie de ceva! Aha, le-am găsit! Mă bucur că am păstrat bomboanele astea! Stai puțin! Ce? Ăsta s-ar putea să fie util! O să-l păstrez pentru mai târziu, dar îmi trebuie bomboanele astea acum! Veți fi uimiți! Vezi ce faci? E răzbunare pentru făcăleți! Acum trebuie să topesc bomboanele! Mereu am la mine un uscător de păr! De aia părul meu arată fabulos! Merge! Caramel! Și acum următoarea parte! Am nevoie de paiul ăsta! O să-l înmoi în caramel! Vreau să aibă capătul acoperit! E gata! O să suflu un pai! Și acum am un balon din bomboane! E super! Are dreptate? Chiar e! Asta-i tot? Doar atât poți? A mea e mai bună! Nu e atât de impresionantă cum credeam! Este un spectacol de acadele! Cred că e ziua mea norocoasă! O să gust acadeaua lui Liam mai întâi! Cam dezamăgitoare! Aveam așteptări mari! Și acum fructul glasat al bunicuței! Wow! Bunica a câștigat! Da! Știam eu! Știam că nu o să ne dezamăgești!
Și acum ce urmează? Uite, sunt banii! Oh, ce mulți sunt! O să-mi cumpăr multe chestii cool! Eu o să-mi cumpăr un skateboard! Cine crezi că a gătit cel mai bine, bunicuța sau vampirul? Spune-ne mai jos într-un comentariu! Nu uita să le arăți acest clip prietenilor tăi și să te abonezi la canalul nostru pentru și mai multe clipuri distractive!